Lala. Vă spun din nou bună seara după multă vreme și trebuie să recunosc că este cel mai dificil bună seara de până acum. Pentru că nu știu cum să-l îmbrac, să fiu într-un standard de televiziune entuziast și foarte încântat să vă anunț. Avem din nou Teatru TV, extraordinar, este minunat, avem Teatru TV. Sau să-mi dau seama că sunt puțin forțat și să realizez că Teatrul TV de fapt nu este un fenomen, nu este ceva extraordinar. Teatrul TV face parte din normalitate. Faptul că nu mai avem această normalitate, da, asta ne pune într-o situație extraordinară. Acum, când după aproape 23 de ani, readucem în casele voastre Teatru TV. Și chiar dacă mă bucur în sinea mea și vine să sar de bucurie în fața camerei, o să fiu calm și o să spun: bună seara, români! În această seară avem din nou Teatru TV. Teatru TV reprezintă un divertisment pur. Acum am emoții, cred că mai mari decât înaintea unei premiere. Aveți încredere în această revenire? Atât de mult și-a dorit-o lumea, că eu cred că este evident că nici măcar nu era nevoie să fac un studiu ca să vadă care e preferința. Mă bucur pentru inițiativa Antenei 1 de a repune teatrul pe micul ecran și cred că spectacolul dans va fi continuat, bănuiesc, în săptămânile următoare. Cu siguranță. Cu alte spectacole. Important e că o stație comercială acum încearcă să readucă în prime time Teatrul TV. Asta e cel mai important. Era emoția de teatru, cumva, pe care o simțeai, știi? Teatru este o dumnezeire pentru mine. Este o cultură de săvârșit, o artă care, oriunde te-ai afla, creează niște sentimente speciale. Pentru mine e ca o călătorie în timp, pentru că Teatrul TV, pe vremea când eram la liceu, probabil m-a determinat să intru în teatru. Cred că sunt generația acum care de-abia așteaptă să se întoarcă Teatrul TV în casele noastre. În calitate de director al Teatrului Metropolis, și iată că sunt două spectacole preluate și sunt foarte fericit pentru...
E normal, ăsta doarme, el n-are probleme. Stai că dor tu acum. Bună dimineața, domnule! Patul domnului nu-i atins. Deci domnul n-a dormit azi noapte acasă. Domnul calcă strâmb și doamna doarme dincolo cu toată încrederea. Etienne! Etienne, de ce țipi așa că ai trezit toată casa? Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul s-a trezit? Da! Ok. Nu! Păi da sau nu? Nu, știu. Etienne, ce e cu tine? Ești tulburat? Cine, eu? Tulburat? Nu, nu. Aha. Iar ai băut azi noapte? Eu să beau? Nu, eu. Ați început să beți? Dă-te la o parte, că vreau să... Vă rog eu frumos, nu dați așa din mâini, că-mi vine rău de mare. Vă rog. Dă-te la o parte, că vreau să vorbesc cu soțul meu. Ce, vreți să vorbiți cu domnul? Da. Nu se poate să vorbiți cu domnul. De ce? Nu dai tu voie, da, așa? Nu se poate, pentru că domnul este bolnav. Păi dacă e bolnav, cu atât mai mult, dă-te la o parte. Nu, stați. Ce, bolnav am zis? Da. Păi nu, că eu când zic bolnav exagerez. El, de fapt, nu e chiar așa bolnav, dar vreau să zic că înăuntru e praf, e curent. Etienne, dă-te la o parte! E nasul. Bună dimineața! Nu pot să cred. Soțul meu nu a dormit azi noapte acasă. Patul nici măcar nu e desfăcut. Bravo, Etienne, te felicit. Deci soțul meu te plătește foarte bine, nu-i așa? Ca să-l acoperi. Absolut deloc. Eu doar am vrut să evit scandalul, atâta tot. Mersi. Ce drăguț ești. Mulțumesc frumos. E clar. Mă înșală. Soțul meu mă înșală. După numai 6 luni de căsătorie, soțul meu mă înșală. Să vezi ce-l spun lui mama! Aolo, săraca femeie. Dar e mai bine așa pentru domnul. Și când vine vorba de domnul, nu mă dau înlături de la nimic. Psst. Cine e? Eu. Care e? Domnul. Care e domnul? Mărinu. Domnul Mărinu! Doamna Potapan! Doamna Potapan! Taci! Taci! Ai grijă! Nevastă mea nu trebuie să știe absolut nimic! Nimic! Mormânt! Tocmai a ieșit de la dumneavoastră din cameră! A fost la mine în cameră? Da, dar a stat câteva secunde doar, n-a spus. Și-a aflat că n-am dormit acasă? Nu știu. Vrei să mă s-o întreb? Taci! De ce, dracu, doamne, iartă-mă, tu-i ține eu în casă, nu știu? Pentru că se tor fac ce vă e bine. Taci! Vreau să vă zic și eu ceva. Ați fost la bal? Foarte bine! Duceți-vă la bal! Duceți-vă și distrați-vă cu o viață aveți! O să stau acum! Taci! Tu n-ai treabă la tine? Nu, nu. Du-te și fă-ți! Ce, doamne, iartă-mă, tu-i ține eu în casă, nu știu? Pentru că... Taci! Cine dracu mă pune să mă încurc cu femei măritate? Cine mă pune să mă încurc cu femei măritate? Zice, hai să ne vedem la 2 noapte. Zic, nu pot la 2 noapte, sunt însurat, am soția acasă, ai la 2 ziua. Nu, ai la 2 noapte. Zic, nu pot la 2 noapte, am soția acasă. M-am dus la 2 noapte. Am așteptat-o, n-a venit. Zic, nu-i nimic? Nu-i nimic. Mă duc acasă, mă culc lângă soția mea. Ajung acasă, n-am cheie. Am dormit pe bancă în fața casei. Aha. Iată-te, în sfârșit. Da. Iată-mă. Bună dimineața. Bună dimineața. Ai dormit bine? Cine, eu? Da. Nu. Ce matinală ești tu azi? Dar tu ai dormit bine? Cine, eu? Da. Nu. Am avut foarte mult de lucru. Domnule.
ți-ai petrecut noaptea? Poftim? Unde ți-ai petrecut noaptea? Da. Am înțeles. Am auzit. Unde ți-ai petrecut noaptea? Am auzit. Păi ce nu ți-am spus? Nu. Cum nu? Nu ți-am spus eu unde mă duc azi noapte? Nu. Cum nu? Păi amnezii. Nu ți-am spus că mă duc la bazine? Nu. Am fost la bazine. Am fost la bazine pentru că bazine este foarte grav bolnav. Și v-ați petrecut noaptea împreună? Nici nu știi în ce hal de bolnav e bazine, că a trebuit să stau să-l păzesc toată noaptea. Așa, în costum negru. În costum negru se păzește cel mai bine un bolnav. Iubire, ascultă-mă, viața mea. Deci, Bazine suferă de o boală incurabilă și atunci noi, prietenii lui, ca să-i se ascundem situația, am organizat o consultație în costume negre. A fost groaznic. Și au fost și femei, cumva? Au fost, dar erau dezbrăcate. Am fost, crede-mă, a fost... Și ați băut? Am băut niște șampanie în aia bună, dar mie nu mi-a prins deloc. Lasă. Deci am avut toată noaptea. Dar ascultă-mă, te rog. Deci am avut... Cu bolnavii trebuie... Bazine suferă de boala asta de care nu se mai vindecă niciodată. Și atunci cu bolnavii trebuie să folosesc subterfugii, că altfel își dau seama de boala lor și suferă și mai tare din momentul ăsta. Bazine nu mai are nicio scăpare. N-o să-și... E o problemă pentru că Bazine e pe moarte. Da? N-o să-și mai revină niciodată. Niciodată? Absolut. A venit domnul Bazine. Bună ziua, domnule doctor! Bună, domnule, pare foarte bine să-l spun. Bună ziua! Bună ziua, tace, ești foarte bolnav. Cine, eu bolnav? Da. Vă simțiți bine, domnule Bazine? Mă simt perfect, mulțumesc, foarte galantă, domnule. După cum vezi, draga mea, se simte foarte rău, ți-am zis că ești bolnav. De ce insiști că domnul Bazine este bolnav când el arată și se simte foarte bine? Dar de unde știi el cum arată și cum se simte? Tu ești doctor? De ce sunt eu doctor? Păi nu ești doctor! Păi nu ești doctor! Uite ce ai făcut! Ți-am spus că am vrut să-i ascundem... Ce vrei? Sunt bolnav sau nu sunt bolnav? Știi cum mă simt, nu-ți alta! Da, domnule, ești foarte bolnav! Dacă vrei să știi, ești pe moarte! Că de asta soțul meu și-a petrecut noaptea lângă dumneata! Soțul nu a trecut pe noaptea lângă mine? Hmm? Nu ți-ai dat seama, nu? Na. Uite ce ai făcut. Uite ce ai făcut, ți-am spus că am vrut să-i Domnule Bazine, te rog foarte mult să ai grijă de dumneata, deși să știi că arăți foarte bine pentru un muribund. Draga mea, un muribund în agonie... Lasă, dragă, că nu muri chiar acum! Să vezi ce te spun, mama! Dragoste, dragă... Tu nu vezi că faci gafă după gafă de 5 minute? Tu chiar nu poți să înțelegi? Păi ce să înțelegi? Situația! Dacă ți-am spus că ești bolnav, înseamnă că ești bolnav, că ești mort, terminat, dracu! Și eu terminat? Dar tu! Pentru ce ai venit? Hă? Pentru ce ai venit? Dom'le, de ce l-am spus buietin? Am intrat! L-am spus buietin de la intrare! Tu ai venit ca să te bâlbâi, ai venit la mine în casă să-mi strigi mie socotele cu nevastă mea să te bâlbâi. Nu puteai să stai la tine acasă? Pa da? Și de ce n-ai stat? Am zis să vii pe la noastră. Ai zis foarte prost, Bazine. Te-ai gândit într-un moment foarte prost. Păi de ce nu mi-a spus de prost? Păi vedeți. Măi, omule, știi că a fost bal la opera seara? Ce frumos! Frumos, nu? Știi că a doua zi după balul de la opera nu se vine la mine acasă decât cu preaviz? Vrei să pleci cu două preaviz să mă întorc sau ce? Păi, omule, înțelege-mă, te rog frumos, am avut o noapte groaznică, am dormit pe bancă, în fața casei. Ne, n-a dormit lângă mine în pat. Etienne? Etienne? Domnule doctor! Imediat! Du-te și adu-mi o carte de vizită, nu contează cui, și spui că mă caută domnul respectiv. Ce domn? Domnul de... Domnule doctor! Imediat! Domnul de pe cartea de vizită. Ce carte de vizită? Cartea de vizită pe care ai să-mi o aduci tu acum. Domnule doctor, pot să vă spun acum? Da. De ce am venit? Domnule, nu ați l-ați cunoscut pe unchiul meu, da? Nu ați știți ce unchi este unchiul meu? Cel mai unchi dintre unchi. Așa, ne-a făcut figura. Ce a făcut? A murit.
și mi-a lăsat mie moștenire un imobil în strada Milan numărul 70. Plin de apartamente, plin de apartamente cu igratie, cu pereți scorogiți, eu am îngrozitor. Ei, și familia noastră, ca să vă propun o afacere. Fascine și nebun, dar asta te ții tu după mine. Stau, domnule, că vă prezice vreo venă în capul meu, ascultați-vă până la capăt ce vreau să vă spun. Dumneavoastră, ce sunteți? Dumneavoastră, sunteți un doctor, pe care îl respect foarte mult. Să spunem că la un moment dat, vin la noastră la cabinet unul care are o gripă, ce spune o gripă, nici măcar, o rec... e puțin mucos! Înțelegeți? Și o noastră îi recomandați carantină într-unul dintre apartamentele mele, trebuie să alea cu igrație, cu pereții aia scurujită. La vine, se mută acolo în carantină, îl trage toată apa aia de la igrație la plămâni, face TBC, îl aveți cu el pe viață. Mare dobitoc, se poate. Pazine, ești nebun? Tu chiar crezi că îmi pun eu reputația în joc să-ți recomand ție apartamentele tale ordinare? Bine, nu toate, dar am un demisol, ceva o ocazie. Domnule, n-are pic de igrație acolo, s-a făcut curitoriată care și-a luat... Pazine, tu nu înțelegi că în momentele astea nu mă interesează poveștile tale cu apartament? Ce vrei să fac eu cu curitoriața admitale? Dar nu-i vorba de curitoriată! Dar știu! Dar puteai să vii altcândva. Nu că mă cer cu nevastă mea. Ce-i că dumneata ești înturat? Uite că da. Eu mi-am pierdut soția. Foarte bine. Cum adică foarte bine? Iartă-mă, Bazine, este foarte rău. Foarte bine că mă pare foarte rău. Noastră, nu știi ce e viața, domnule doctor, noastră, vorbiți în cărțile noastre de zoologie. Eu știi ce înseamnă viața adevărată, nu chestii tu te dândeget. Soția mea mi-a fost răpită în 5 minute. Presupun că de un atac de inimă. Nu, de un militar. Eram în par la Tuilerii și la un moment dat i-am spus dragostea mea, iubita mea, luminița mea, nu chema așa, dar așa îi spuneam eu, dragostea mea. Așteaptă-mă aici 5 minute, mă duc să cumpăr țigări, domnule. M-am dus, m-am întors în 5 minute și ce credeți? Nu mai era. Nu mai era. Și știți care e partea cea mai nasoală? Nici n-am găsit țigări. Domnule? Da? Vă rog. Da. Domnule, a venit un domn, mi-a dat această carte de viteză să vă dau. A zis că este foarte important să intre acum. La dumneavoastră aici, îl chem. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Bazine. Ha? Domnul Bazine, pare foarte rău, dar acum chiar trebuie să plecați. Dar de ce? Pentru că a venit... A venit un frizer și trebuie neapărat să-l primesc. Un frizer? Da. E drag în centru? Da. Îi a spus pe lojul lui. O stau aici ca să-l face să-i simtă proști să plece. Nu se poate. De ce? Nu se poate pentru că omul și-a plătit o consultație în particular. Care om? Frizerul. Ce frizer e bun? Și Vasi! Păi da, și Vasi e și frizerul meu, s-o să-i trâng mâna și după aia plec. Foarte bine, mă tun la el. Nu se poate pentru că nu e chiar el, e... E tasă. Și Vasi nu arătate copilul în floricele. Nu e tasă, e unchisul. Și nu vrea să fie văzut aici. În Crișe Vasil? E aici. Și cum aici? E aici. Eu să-i dau bani lui Crișe Vasil. Fii atent, am un plan. Te scot pe la ATM pe acolo. Nu lăsați că mă ascund aici, că am ceva de vorbit în lasă. Mă ascund aici. Te rog, Iosif, te rog frumos. Lasă-i niștit. O, Doamne. Eu o să închid geamul că e foarte curent. Mi-a venit o idee extraordinară, fiți atent! Când vă plictisiți de ăsta, eu îl chem pe Etienne acolo și inventez ceva, nu, și două carte de vizită la Oha, nu știu, că a venit un frizer, înțelegeți? Ăla o să-i simtă prost, eu să plece! Bazine, tu când ești foarte agitat așa, vă nu vrei să te întind să te relaxezi? Ba da! Îți dau niște licori din astea. Nu stai liniștit, că acum e bine, mă fii și te-am întâlnit și o pilotă, e bine, e bine! Da. Vreau să-ți spun cu proiectoarea asta, dar nu-i momentul acum, stăm de povești! Etienne! Etienne! Îl lăsăm pe Bazine să aștepte acolo. O să vreau să mă întind câteva minute, măcar un sfert de oră, să ai grijă să nu mă deranjeze absolut nimic. Da. Da.
Da. Când să vă trezesc? Mâine. Poimâine. Dacă dorm, mă lași dracu în pace, nu mă trezești niciodată. Mulțumesc frumos. Am înțeles. Da, am și o melănurire. O lune mare, o lună, o lună, o lună. O întrebare. Dacă așa din întâmplare, zic și eu, întreb și eu, că eu fi în drum și trece pe aici vreo catastrofă, vreo cataclismă, vreun cutremur, ceva, vă trezesc? Nu e timp. Nu? Nu. De ce? Că mă trezește catastrofă. Nu sunt acasă pentru absolut nimeni. Ne-am înțeles? Domnule! Da. A venit catastrofă! Soacra dumneavoastră! Nu! Te pup! Ivon! Ivon! Mama! Ivon! Iubita mea! Ce faci, iubita mea? Molino? Da! Molino, tu nu mă îmbrățișezi? Vai de mine, mamă, soacră, dar tocmai mă pregăteam să fac, dar știi emoția asta când încerci să adormi fără mama soacră și dai peste ea când te trezește ceva incredibil. Păi ce, dormeai? Nu, încercam să dorm. Cum dormeai la ora asta? Iartă-mă. Da, ai mutra unuia care se trezește târziu dimineața. Ce fericită sunt că vă văd! Mama, ce e să spun? Nu plângi! Nu plâng, dar emoția de a vă revedea mă copleșește, mă! Aoleu, ce palid ești! Și ai niște bube pe față? Dar de ce ești și negru? Te duci pentru vreo mormântare, ceva, pentru vreo... Da, pentru dumneata. Ce? Adică vreau să zic că m-am îmbrăcat în cinstea venirii dumneitale. Adică vrea să zică că el toată noaptea a stat la spital și a învegheat un mort. Ți-i morțiși să avem această discuție aici? Da? Faci gărzi? E, uite că azi noapte, chiar prin întâmplare, chiar am avut o gardă la spital. Fă, e răcit! Ivon, fă-i un ceai soțului tău. Auzi, chiar fă-și tu un ceai soțului tău. Mamă, soțul meu nu are decât să se trateze la bolnavii lui, cei care dansează, descărcați. Vă că ții morțiși la această discuție. Ce acră pe cuvânt. Ești, dar se poate? Uite, spune și mă ta cu ești acră. Sunt niște probleme aici între voi? Nu, mamă, soacră, deloc, doar că sunt unele persoane care se scoală cu fața la ceașa. Ah, dar eu cunosc unele persoane care nu se trezesc la ei în pat deloc. Păi nu se trezesc la ei în pat, poate pentru că n-au de ce. Domnule, vă rog, a venit, domnule, de data asta chiar a venit un domn. A venit, este aici, așteaptă, mi-a dat asta să vă dau. A zis că este foarte important să intre acum. Etienne? Da. E aici. E Bazine. El e? Da. E. De ce s-a făcut frizer? Nu așa mi-a zis. Fii atent. Da. Tu n-ai treabă în dimineața asta. Nu mai trebuie să apar pe aici. Păi am treabă aici. Nu, fii atent. Da. Dacă vrei, îți dau halatul meu, te duci, te joci prin tot restul. Îmi dai halatul? Da. Dar te duci, te joci prin tot restul casă. Mulțumesc. Și nu mai apar, te rog, ascultă, nu mai apar pe aici. Mulțumesc frumos. Să nu mai... Nu mai Dumule, vă caută un friver! Cine era? Cine? Domnul! Un bolnav. Da? Da. Dar de ce l-a expediat așa? Pe cine? Pe domnul! Pentru că are o boală contagioasă, că de asta încercam să explic. Odată, dacă te atingi de el, nu mai scap niciodată. Hai, lasă-l, că și-a mai revenit. N-ai văzut cum făcea cu ochiul? Te rog. Sunt ceva probleme în casa asta și eu vreau să le lămuresc așa încât te rog, foarte mult. Molino, vreau să stau de vorbă puțin cu fiica mea. Uite, da? Este chiar cel mai bun lucru de făcut. Mulțumesc. Pentru că eu am niște acte foarte importante de semnat. Da? Foarte bine. Te rog. Molino? Da? Vreau să vorbim. Vorbiți. Dialog plăcut. Molino? Da! Între 4-8. Ah, scuze! Scuze! Mersi, ce amabil, ce drăguț! Ia vină cu acel, vă spunem imediat ce e cu tine. Ce s-a întâmplat, de ce ești supărată? Ce supărată, mama? Sunt de-a dreptul nefericită. De ce? Pentru că soțul meu nu doarme noaptea acasă. Aoleu, de când asta? De cum? Când? Chiar azi noapte și poate că multe alte nopți și eu nu mi-am dat seama. Păi cum adică, mamă, să nu-ți dai seama?
Asta e un lucru care se observă imediat și mai ales în pat. Da? Cum? Păi te uiți la picioare. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20? De degete! Atâtea trebuie să fie noaptea în pat, ai înțeles? Nu. Aoleo, lasă, lasă. Am să încerc să te iau altfel. Da, ia-mă mai ușor, că știi că mă intimidezi, mama. Tu mă intimidezi. Păi te iau ușor, stai puțin. Da. Deci, da. Spuneai că soțul tău n-a venit azi noaptea acasă. Nu. Păi nu asta spuneai? Da, da, nu, n-a venit. Da, dacă ai ști cât de nefericită sunt, mama. Cât, dragă, cât? Dar unde e camera voastră? Care, a mea sau a lui? Păi cum adică a ta sau a lui? Camera voastră. Păi noi dormim separat. După 6 luni. Nu, așa a fost de la început. Păi nu e bine, mama, pentru că dormitorul comun salvează căsnicia. Înțelegi? Da? Cum? Aaaa, mă rog, aștept că un tâmpit de 20 de minute pe domnul... Contagiosul! Doamna, aștept că un tâmpit de 20 de minute... De ce, domnule, l-aștepți soțul meu ca să-i la femei, nu-i așa? Du-te, domnule, și te... meserie ți-ai ales! Du-te și te culcă! Păi dacă nu-i e domn! Păi n-ai zis că ești bolnav, pe exact! Oarte. Când un om e bolnav, se duce și se culcă. Ăștia sunt nebuni toți în casa asta. Vă rog frumos, când vine domnul doctor, să-i spuneți că l-aștept că un tâmpit de 20 de minute, doamnă. Bine, domnule, dar acum te duci în pat, da? Du-te în patul dumitale, domnule. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Du-te dracului! Măi, mustăcioară! Se întâmplă în casa asta de neimaginat. Stai jos și povestește-mi pe nebunesc. Deci, da. Spuneai că soțul tău n-a venit azi noaptea acasă, nu? Da? Păi nu asta spune? Ah, da, n-a venit. Pentru cine? Pentru cine ce? Draga mea, când un bărbat lipsește noaptea de acasă, nu se uită el la cerul plin de stele. Poate îi place ursa mică. Ai surprins ceva? Nu, mama, nu știu ce să zic. Am găsit mânușa asta la el în buzunar. Doamne, păsește, asta... Da. Asta e o mânușă de femeie. Da. E un indiciu, e... Da. În portofel ai căutat? În portofel la el? Dar nu mi-am permis. Cum să fac așa ceva? Păi mama? Să nu cauți. Păi cum să cauți? Nici nu poți tu să-ți dai seama ce lucruri extraordinare găsești în portofelele bărbaților. Vă rog să mă scuzați, dar chiar am niște lucruri foarte importante de semnat. Du-te. Lasă-mă pe mine. Te-am spus lui mama. Molino? Da? Dragul meu, Molino. Mama fericirii mele. Nu mă lua așa, pe după cocoduș. Cunoști mânușa asta? Oh, ce mai cum? Nu atinge! A cui e mânușa asta? A mea. A ta? Da. Mărimea asta? Da, e ortopedică. E pentru a micșura mâna. Da. Da, lățimea? Păi tocmai, că ea de-aia s-a strâmtat când s-a lungit. Că așa e. E, uite ce scrie aici. Măsura numărul 6. Mamă, soacră, deci dacă nu întorci, și e măsura numărul 9. Deci când am spălat-o, apa când a intrat a răsturnat cifra. Molino? Da. Tu mă iei de proastă? Da, nu, nu. Era doar o... Molino! Da. Știi ce cred eu despre tine? Da. Ești un soț abominabil. Că umpli noaptea prin oraș și mai mult decât atât, găsim în buzunarul tău mânuși de femei. Molino! Da. Dacă mi-înșel fata, ai de-a face cu mine, să știi. Știi că ești însurat, nu? În concluzie, ne-ai jurat fidelitate. Legea spune că soția trebuie să-și urmeze soțul. În concluzie, noi te urmăm. Legea spune soția, nu soacra. Păi n-aveau legi.
N-aveau pe atunci legi pentru gineri denaturați ca tine. Că făceau ordonanțe de urgență, le spuneau ordonanța ginerilor. Gata. Tu ce faci? Ce faci? Vii la mine în casă să-mi toși creierii? Da. Auzi ceva? Nu m-am însurat cu dumneata. Ai înțeles? Nu am de dat explicații decât soției mele. Ia, hai, ieși. Hai, ieși. Da, te dau afară, ieși. Mi-e rău. Ieși. Adică eu să plec din casa fiicei mele? Te rog frumos să ieși acum. O să ies. Să te duci învârtindu-te. Ies. Du-te drum bun și care bătă. Nu că ies. O să ies eu. Știi ceva, mamă soacră scumpă? De data asta o să ies eu. Călătorie sprâncenată. Să fii sănătoasă. Să mă duc afară din casa fiicei mele, dar nu se poate, că n-am unde să dorm la noapte. Sunt disperată, sunt cu bagajele în stradă, n-am unde să dorm la noapte. E ceva de neimaginat. Să rămână! Doamne, Dumnezeu mi-a scos în cale, Doamne, spuneați că n-am unde să dau la urmă. Doamne, am un demisor, ceva, o ocazie, Doamne, n-a fost locuit decât o croitoreasă care ți-a luat hainele. Doamne, lasă-mă! Pace cu croitoreasa dumitale! Dumneata locuiește acolo? Păi asta... Nu, doamne, nu stau eu, dar să dea o croitoreasă care... Lasă-mă, doamne, cu croitoreasa dumitale! E desinfectat? Depinde pentru ce? Pentru locuit? Păi pentru locuit, pentru ce altceva? Că m-a dat afară, sunt cu bagajele în stradă! Lăsați, doamne, că alții mai închiriază și pentru altceva! Mă rog, dezmățul nu e cazul dumneavoastră! Să spuneți-mi, doriți să vedeți apartamentul? Doamne, stai mai așa, că scuipi. Doriți să vedeți apartamentul, doamnă? Eu aș fi vrut să-l văd, dar dacă e pentru... Nu vă faceți noastră speranțe degeaba, doamnă, că nu e... Când ați dorit să-l vedeți? Păi vreau ca să-l văd, dar pe ce stradă e? Strada Milan numărul 70. Puteți... Pa, pa! Pa! Total! Nu lăsa de aici! Bazi, nece, mă bucur să te văd! Ar fi pentru prima oară pe ziua de azi, domnule! Cum? Nimic, spuneți! Bazi, ne, m-am gândit la ce-am vorbit noi azi dimineață. Ce-am vorbit noi azi dimineață? Chestia cu apartamentul. Ce apartament? Chestia cu demisolul. Dezvoltă? Chestia cu demisolul. Iertați-mă așa, sigur. Demisolul ăla am mare nevoie de el, ți-l închiriez eu. Trebuie să-l scol la licitație, mă, frate. Poftim? Nu, nimic, spuneți. Dar de ce aveți nevoie de el? N-am cum să spun. Păi dacă nu spuneți, nu vi-l dau. Bazine, tu ești un om discret? Cel mai om discret, cine e Bazine? E. Bazine, am o relație de ceva timp cu o bolnavă, cu o pacientă care, înțelegi că de mult timp e bolnava mea. Săracă, de ce sufere? Nu sufere de nimic. Nu înțelegi că o tratez eu? Au o tratație! Și bărbatul ce zice? Nu știu, nu zice nimic, aici nu e vorba de bărbatul. Știu. Dar de ce e vorba? Despre apartament. Ce apartament? Demisolul. Așa, ce-i cu el? Demisolul ăla mă interesează cât costă. 250. Pe an l-am luat. Pe lună. Ce vă tot scumpește acum? Așa a fost întotdeauna. Bate palma sau nu? Batem. 300 să fie într-un ceas bun. Bazi, tu mă jegmănești pe față? Eu pot să vă jegmănești și pe spate, dacă vreți neapărat. Dom'le, doctor, acum aș vrea să vă rog ceva și nu în calitate de... Când vorbim ca de la pacient la doctor. Nu știu dacă ați observat, eu sunt un pic zâțâit. Nu. Și aici vreau să îmi spuneți, dacă nu cumva există un tratament, niște pastile, stai un guiesc, un de limbă cu el ceva. Stai liniștit, există niște picături. Picături? Ați văzut noastră picăturile astea? Există. Există picăturile astea. Și le aveți noastră? Problema cu picăturile e că dacă încep tratamentul cu picături, trebuie să le iei toată viața. Toată viața mea îmi pun picături de nevoie în nas, nu recunde nevoie. Când mă costă? 350.
350 pe viață? 350 pe lună. Batem palma sau nu? 400 de, eram sigur că te-a spus. Ce-a spus? Domnule? Da? A venit doamna Obama. Fii atent, așteaptă un... Nu, dați-mi măcar câteva pichituri ca să nu-mi apară vreo idee, mă, domnule. Eu ține atenție, mă, nu-mi apară vreo idee. Așteaptă-mă acolo. Pe lucrul ăsta fac diaret! Pe română? Dragule! Ce l-ai venit azi? Iartă-mă! Iartă-mă, am crezut că soțul meu o să plece la treburile lui și o să putem să fim împreună! Închipuieți! Toată noaptea m-a călărit! Da? Da! Hai, ce mă bucur că da? Da? Dar nu că așa l-a apucat pentru toată crizele și după aia mă urmărește peste tot. Nu, ascultă. Da, și acum, de exemplu, e mașina și mă așteaptă jos. Da, nu, a vrut să urce sus, te-am spus, stai, dragă, așteaptă-mă jos. Mă, că e aici? Da. Soțul tău e aici? Da, e în mașină, citește ziar. Nu, ce? Nu. Ce? Nu, fii atent. Noi doi nu ne mai putem de aici. Nu, cabinetul nu mai e un loc sigur. Nu. Oamenii care vin aici o să-și dea seama că nu e vorba de un doctor și de o pacientă. Și de două suflete. De două inimi? De două inimi care se iubesc. Dumnezeule, o să fim desconspirați! Taci! Tocmai, ca să nu fim desconspirați, am aranjat să ne vedem pe un teren neutru. Da! Eu aș fi preferat totuși o casă. Să aibă baie, bucătărie. Iubirea mea. Da? Ascultă-mă, iată. Am luat un demisol super mobilat, un atelier de croitorie, strada Milan, numărul 70. Milan 70! Ne vedem acolo doar noi doi, într-o oră. Da, dacă ne ajungem acolo, nu ne atingem. Nu ne atingem deloc. Stai că mi se face rău, stai. De ce? Pentru că e prima dată când îmi înșel soțul. Vine domnul Obon. Îmi vine rău. Nu. Îți vine soțul. Bolnavă. Mă plictiseam jos și am urcat sus. Dragul meu, te-aș fi așteptat jos. Dragostea mea, o vorbă cu domnul doctor și vin și eu. Te aștept jos. Lasă-ne! Domnule, sunt foarte grăbit. Am venit să vă spun că de câteva vreme am sângerări nazale. Sângerări nazale? Exact! Foarte bine, domnule, foarte bine. Mărică, foarte bine. Adică vreau să zic, e cumplit, este? Cumplit, cumplit. Într-adevăr. Da. Și vreau să-mi spuneți ce să fac. Da. Luați cheița de la sufragerie și o băgați în nas. De ce? Ca aia de la baia are dinții prea mari. Și stați și o oră cu nasul în apă fierbinte, sărată. Și cum o să respir, domnule? Lumea ta, vrei să te faci bine sau să respiri? Că eu nu mai înțeleg nimic, iartă-mă cum te întreb. Vă rog să mă lăsați cu leacurile astea alternative. Mie nu-mi plac. Îmi pare rău, altele n-avem. Mai bine v-ați uitat puțin la limba mea. Cu mare drag, sigur, ia. Mea e mai lungă. Ce mai lungă, domnule doctor? Ce doctor? Lasă-mă, domnule, în pace, că eu nu sunt doctor. Nu, dar ce ești? Eu sunt servitorul lui. Da. Mă rog, este ca și când aș fi, nu vreți? Și-ți permiți să-mi dai consultații mie? Da, ai senzația că-mi face mie vreo plăcere să-ți dau ție consultații? Ție? Nu mie, domnule, ție!
Sfinte Napoleon, în ce confuzie am intrat! Domnule doctor! Nu, vă rog, mă scuzați, vă las pe aceea. Domnule doctor, vă rog să mă iertați, îmi cer scuze pentru situația de adinaori. Care situația? Asta cu mantia, când am aruncat. Apropo de asta cu mantia, domnule, avem un cruitorea care stătea la mine. Domnule doctor, îmi cer mii de scuze, știu că povestea poate să fie interesantă, mirobolantă, dar în acest moment sunt foarte grăbit. Soția mă așteaptă în mașină și un militar nu-și dezamăgește niciodată soția sau patria, mă rog, n-are niciun fel de relevanță. Și eu conțin enorm de multe povești absolut senzaționale, cu doctori, cu croitorese, cu femei, dar acum nu e momentul să le depărăm, pentru că sunt foarte, foarte grăbit. Înțelegeți? De altfel vreau să vă spun un singur lucru. E foarte important să comunicăm, pentru că această lume, domnule, nu se va distruge din pricina bombelor, din pricina virusilor, ci a lipsei de comunicare. Nu mai știm să ne ascultăm, vorbim. Vă dați seama, suntem atomizați, pulverizați, enclavizați. Nu comunicăm, arătați-mi dumneavoastră în micul nostru Paris un individ care să fie capabil 2 minute pe ceas să poată asculta. Nimic, judecă, critică, nu se întâmplă altceva decât să-și asculte propriul monolog. Altă dată, domnule, cu mare plăcere aș sta de vorbă, dar acum, în clipele astea, sunt îngrozitor de grăbit, terifiat de faptul că soția mă așteaptă jos în mașină și un militar nu-și dezamăgește niciodată soția și nici patria. Cu alte cuvinte, vreau să vă spun că regretul despărțirii poate fi exprimat în cuvinte puține. Au revoir! Dacă monologul ăsta e plagiat, îl pune prim-ministru, fii atent ce spune. Etienne. Aveam o cruitoreată care stătea la mine, tu de Victor! Și-a tatu. O, doamnă. O să-mi plin de remușcări. Da? Suzan. Mă simt cu eu ușa! Hai, mă, ușor. Nu ne enervăm. Nicio problemă, e demisol, nu vine nimeni aici. Nu vine nimeni, dar dacă vine cineva, o să mă simt vinovată. Nu e adevărat, nu vine nimeni. Ce ai ce... Aoleu, doamne. Ce tremuri așa? Aoleu. Nu-i nimic, o să treacă. Soțul meu, care a fost militar la cazarma administrației, zice că și cei mai curajoși tremură întotdeauna la primele trageri. După aia trece. Așa spune? Da. Doamne, cât instinct de militar. Că stai un pic aici. Da, nu pot să stau decât o clipă. Haide, stai puțin. Da, nu pot să stau decât o clipă. Hai să vedem.
Ah. Hai un pic, de da, ce? Poate să coboare în orice moment. Cine? Soțul. Soțul cui? Soțul meu. Cum e că ai spus? Nu! Oh. Cum să-i spun? I-a spus că este lacrăitor. Ce ne-o idee bună? M-am gândit cum e aici un atelier de lacrăitorie. Cum poți să fii în halul ăsta de... Cum faci prostiile astea? Pentru ce? Pentru ce ai... De ce? De ce? Spune-mi de ce. Pentru ce? De ce? Să nu mă cer. De ce mă duc de ce într-una? Ce? Nu, 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 nu. Ce? De ce îmi spui așa? Nu, nu! Relația asta încetează în acest moment. De ce? Scumpa mea, Suzan. De ce îmi spui scumpa mea? Deci, scumpa... Nu mai spune scumpa mea! Ce dracu vrei să-ți spun? Nu știu, spune-mi că nu e o mare nebunie ce facem. Nu este o mare nebunie ceea ce facem. Ascultă-mă bine. La ce te gândești? Te-ai schimbat. Nu, te rog, te rog, te rog. Tu nu mă mai iubești. Te rog, nu începe ca soția, te rog. Te rog frumos. Ce ai zis? Nu, deci, tu nu mă mai iubești. Ascultă, am dat o grămadă de bani pe prostia asta de atelier. Ascultă. Ba da, și eu mi-am lăsat soțul afară. Îmi las soția acasă ca să iasă. Te rog, încetează să te porți așa. Tu înțelegi că te iubesc? Înțelegi doar că aceasta... Dovedește-mi. Nu mă umili, te rog. Dovedește-mi. Te rog, nu mă umili. Jos. Te rog. Jos. Te rog, nu jos. O, domn. O, domn. Nu intrați! Cum adică nu intrați? Adică vreau să zic, nu intrați! Mulțumesc! Am făcut-o deja. Mă plictiseam sus și am coborât jos. Uite, chiar mă gândeam când o să plictisesc. Nu, nu, continuați, continuați, comportați-vă ca și cum n-aș fi. Ce ușor de spus. Am văzut. Am văzut tot. Îi luați măsurile soției mele, nu? Exact! Îi măsurau... Măsurat talia! Turul taliei. Turul taliei 110. 52. Turul taliei 52. Numai că obiceiul marilor croitori este să măsoare întotdeauna dublu și ceva. Chiar și facturile. Facturile triplu și ceva. Și totul așa, la mână, din ochi, fără metru. Dumneavoastră aveți un metru? Cum îți permiți, domnule, să abordezi o asemenea discuție de față cu o doamnă? Eu să am un metru? Nu. Dumneata ar trebui să ai un metru. Un metru de croitorie. Înțelegi că eu am metru, nu... Dar am metru în marile ateliere. Că noi aici suntem în micile ateliere. Simpatic e. Iertați-mă, domnule, nu am reținut numele dumneavoastră. Mulino. Malino, Manișan, Mașan. Mașan. Mașan! Îmi sună foarte cunoscut acest nume. E plin orașul de Mașan. Da? Da. Să-mi sună cunoscut din pricina faptului că e plin orașul de Mașan? Sau ne-am întâlnit undeva? Eu merg foarte des pe la Monumentul Eroilor. Aiurea, n-am fost niciodată acolo. Vă cred. Murino! Doctorul soției mele! Acolo ne-am văzut, domnule! Exact, exact, exact acolo ne-am văzut, că nu știam de unde să vă iau. Vă tratați bine la Mulino? Foarte puțin, foarte puțin. Un idiot. Da. Un escroc. Poftim? Un șarlatan. Da. Ce vă deranjează? Nu, dar e și doctorul meu și mă gândeam să nu pic în aceeași... Mie puțin îmi pasă, domnule. Dar să revenim. Da. Spuneți-mi totuși. Da. Ce îi făceați soției mele? Nimic! Absolut nimic, vă jur! Nimic. Deci pur și... Stai! Cum adică nimic? Păi eu de ce am trimis-o la dumneata? Îi făceam... Îi făceam o... O poloneză... Aici? Cu tiul, da. Și cu dantele... O ce? O poloneză cu tiul și cu dantele... Pe penele de blană de struț de pe pantaloni. Nu înțeleg absolut nimic. Nu că pantalonii sunt pe dedesubt și nu se văd. Stai! Suzan! Da. Nu ți-am spus să termin cu excentricitățile? Domnule... Da. Stimate, domn. Da. Totuși, nu aveți un model? Ba da.
Facturi de metoalet. Pofta? O caut pe doamna Durand pentru factura toaletelor mele. Doamna Durand, croitoreasa. Nu, doamna Durand, cosmonautu. Arete! Nu o cunoașteți pe madame Durand? Oh. Cum să nu o cunosc pe madame Durand când eu sunt... Dumneavoastră sunteți? Nu, eu sunt asociatul. Nu se poate. Ba da, se poate. Dumneavoastră sunteți asociatul? Da. Atunci dați-mi voi, am să mă prezint. Pamponet. Nu te scuza. Hei! Dragă domnule asociatule! Da? Știți toaleta mea din crep de șin? Ai toaleta dumneavoastră! Este superbă! Doamna Durand v-a făcut-o! Da, extraordinară toaletă v-a făcut madame Durand! Da, dar este un pic cam scumpă. Cât v-ați rupea? 340! Cât? 340! Pentru toaleta aia! Pentru toaleta oribilă! Oribilă! Așa-și doriți totuși să mi-o reduceți. Vă reduc cât doriți dumneavoastră? Da, cred că 300 ar fi suficient. Nu, din 340 tăiem 300 și devin 40! Stați o secundă că vă păcălesc. Niciodată nu mă păcălesc, nu! Regula casei noastre este clientul nostru, stăpânul nostru. De fapt, nu, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, este gratis din partea ca... Nu! Nu! Vă dăm noi 50 de franci. Vai de mine, dar nu se poate! Nu! 100! 70! În plăcerea mea! Nici nu știu cum să vă mulțumesc! Dați-mi voie să vă pup! Haide, domnule! Mă descurc că... Stai, tine, crede-mă! Crede-mă, te rog, că este voie să te pup! Ce faci, domnule? Ce faci, dragă? Bine, dragă, dar tu ce faci? Uite, eu aici cu soțul meu! Dragă domnule asociatule, aveți niște clienți tare dubioși și curioși? Soți? Soții? Dragostea mea! Dragul meu! Știi că orice fel de clipă fără tine este un dezastru. Dar n-am încotro. Datoria mă cheamă. Așteaptă Roza. Domnule! Da! Trăitor! Da! Vă las soția să-i faceți ce știți dumneavoastră mai bine. Să fiți fără grijă. Nu mă îndoiesc. Dragostea mea! Dragul meu! Te rog să nu ieși din vorba domnului croitor. Îți promit că nu ies. Ca să nu avem discuții ulterioare, plânse de știi tu. Un vagon! Poto! Doamne Dumnezeule, suntem salvați! Ce de gând să faci? Ce am de gând să fac? Ia mâna de pe mine. Ce fac? Ia mâna de pe mine. Uite-te bine la mine. Noi doi am terminat-o în această... Nu poți să faci așa ce ceva! Ce vorbești? Uite... Ce vorbești? Uite-te la mine! Nu poți să faci așa ceva pentru că soțul meu te crede croitor! Mă doare! Nu zice asta! Dacă vine aici și nu te găsește, o să te omoare. Cum adică mă omoară? O să te omoare! Dar ce dreptare să mă omoare? Dar cine e, doctor? Nu trage! Te rog! Domnule, ușa asta deschisă, domnule, pentru că intrăm în vostru aici! Bazine, pentru ce nu se închide ușa ta? Dar ce n-ai cheie? Păi nu tăi, dacă n-are chiar ce să ăsta, ială, ce să-i fac? Bazine, primul lucru de bun simț când închinezi un apartament în halul ăsta de scump e să ai o ușă care să se închidă. Tu înțelegi că intră pe aici oricine vrea? He? O, doamne. Domnule, să știți că am o veste foarte bună. Am început să fac tratamentul ăla cu pichituri. Bine, nu-l spun pe stâca lumea, dar știi ce am observat? Când fac stâl lung, nu mai scuip ca înainte. Vreți să vă arăt? Nu. Te...
Mai scapă cât un strup de alminter e perfect, deci. Dar altfel... Altfel văd că sunteți foarte mulțumită cu Anditii. Pe bune, ești chiar nesimțit, nu vezi că să aici cu o doamnă? Doamnă, doamnă, să știți că m-am văzut de când am intrat, dar nu trebuie să-mi faceți niciun fel de problemă. Cel mai om discret cine? Bazine! M-am gândit la chestia. Tot eu sunt! Nu, tu din nou! Ba, da, din nou! Dragă domnule asociatule, te rog frumos să te ocupi un pic de vestuța mea de tip bolero. Doamnă. Domnișoare. Băi, Grasul, ascultă-mă. Tu înțelegi? Nu înțelegi că nu mă interesează jacheta dumitale? Dar vă rog frumos, tu femeie neajutorată! Nu mă interesează! Nu vă interesează? Nu! 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 Nu te mai ține după mine, nu! 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 Atunci nu plătesc! Foarte bine, mi-e indiferent, nu plăti! Dragă domnule asociatule, sunteți foarte amabil cu clienții în casa asta! Amabil, amabil! Așteaptă un pic aici. Băi, Bazine! Ce avea, domnule, poșeta aia pietre de râu, domnule, ce avea? Bazine! M-a nucit! Domnule doctor, acum că m-a izbit ăsta în cap, am suferit o puternică emoție! Comoție! Comoție? Da! Mamă! Domnule, am avut așa că o... Cu o previziune premonitorie de vis. Se făcea că eram... Lasă-mă, doamne, să vorbesc! Se făcea că eram la Amsterdam cu o străuță de aia îngustă. Știți cum au ieșit? Pedalam! Pe o bicicletă dublă, nu știu ce, de tâmpic, eram singur, știți? Deci pedalam oarecum în cerc și la un moment dat am văzut un felinar roșu și o ușă. M-am dus, am bătut, cioc, 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 mi-a zis o doamnă, ce dați, ce doriți? Eu cu obsesia mea, zic, vreau să o văd, vreau să o văd pe doamna Bazine. Zice, doamnă, cum să fie roșcată, blondă, brunetă? Eu ca să fac un spirit de glumă, zic, nu, căruntă. Nu prea aprecia spiritul meu de glumă. M-am dus, mi-am făcut un parizer polonez, o bunătate și l-am mâncat pe manurile tenei. Dar ce făcea Stella în Amsterdam? Hei! Ce cauți aici? Cred că am dreptul să știu, nu? A, refuz să vorbești, am dreptul să presupun orice. Mamă, soacră! Deci... Eu am venit aici, chemat, la o clientă, la o pacientă. Nu-i așa, doamnă, că sunteți bolnava mea? Da. Exact. Da. Prezintă-ne. Cum? Prezint. Doamna Egreville este soacra mea, iar dânsa este doamna Oban. E doamnă. Doamnă? Doamnă? Deci, generele meu... Vă tratează. Da. Da, da, exact. Pe mine și pe soțul meu, da. Da? Da, da, soțul ce are? Da. A, soțul! A, ce? Soțul. A, soțul suferă de o eczemă. De o eczemă foarte complicată cu descoamarea... Creierului. Celulelor epidermei. Celulelor epidermei în urma terminării sarcinii. El? Nu el, ea. Eu? Sunteți mamă? Eu nu, deloc. Nu ea, adică el, soțul, dar l-a figurat. Deci, deci, când a aflat vestea că atunci că el are sângele, n-a mai pompat, că nu, exact, nu m-a pompat și nu s-a mai oxigenat. Înțelegi că inima îi făcea tot timpul asta, că are tachicardie, înțelegi, fără creier, și s-a produs o comoție. Dar din gură. Deci când a aflat vestea, atunci el a mai zis că ar avea tachicardie paroxistică, înțelegi? Da. Făcea tum, tum, tum și inima și nu mai pompa niciodată și atunci s-a produs... O comoție! Da-și, bă, din gură! Mă faci de râs pe absolut om de merg. Te rog frumos, lasă-mă să-mi termin consultația și vorbim mai încolo. Bine, o să plec. Sigur, dacă e așa. Te rog, pe aici. Dar știi ce vreau să te rog? Te rog. Dacă vine cumva fica mea aici... Adică soția ta. Soție, că am soție. Păi spui, te rog, că am plecat, da? Da, sigur, da. Te rog. Nu, dar nu e nevoie să mă conduci, rog, că eu cunosc drumul. Stai liniște. În Temisol, da? Sigur, te și rog. Ține minte. Da. Eu nu uit nimic. Sunt sigur. Da? Te rog. Hai. Nu. Nu, pe scuze. Ce bine? Nu, stai. Nu, stai. Nu, stai. Nu, stai. Nu, stai. Nu, stai. Nu, stai.
Lino a plecat numai. Cu pichiturile mele, e nebună! Băi, fii atent, ascultă-mă. Pe mine mă cheamă Mașan. Păi dacă mă cheamă, duceți-mă! Nu, domnule, fii atent. Eu sunt croitor, ai înțeles? Vreau să-mi fac o tunică frumoasă la două ori. Dai! Vezi că o să vină un nebun îmbrăcat în militar, ai înțeles? Vine un nebun îmbrăcat în militar care întreabă de Mașan Croitorul. Pentru ăla nebun îmbrăcat în militar, eu sunt Mașan Croitorul și nu sunt disponibil. Sunt într-o discuție cu sunt într-o o ședință de probă cu regina Groenlandei. Domnul Mașan nu mai e aici? Domnul Mașan nu este disponibil. Domnule doctor. Iar a venit nebunul. Mult stimate și respectate domn doctor. Ce mai doctor respectat eu sunt? Ce bine îmi pare să vă revăd. Daiule. De altfel, bucuria revederii nu poate fi tradusă în cuvinte. Să facem fraze. Atunci o să dezvolt. Profitând de întâlnire, aș dori să vă oferiți o consultație. De câteva vreme am sângerări nazale. Foarte bine, foarte bine. Cum adică foarte bine? Foarte bine în sensul de foarte rău. E cumplit, eh? Exact acest cuvânt l-a folosit și servitorul, aghiotantul dumneavoastră. L-ați cunoscut pe servitorul meu? Pe care? Pe Josef sau pe Baptist? Nu, că nu s-a prezentat. Dar în orice caz, mi-a dat sfaturile astea cumplite. E clar, trebuie să fie Baptist, că l-ai tâmpit total. O să-l dau afară, dar nu facem acum administrație, nu? Dacă spuneți că aveți așa mare încredere în capabilitățile mele medicale. Bine, eu l-am tratat și pe pacientul englez. Dar să rămânem modești, să rămânem modești. Dom'le, să știți că eu pun foarte mare preț pe masaj. Am încercat, n-a funcționat. Păi poate n-ați încercat cum trebuie. Adică eu când spun masaj, la ce mă refer ca să fiu mai explicit? Vă duceți la un salon de ăsta de masă? Luați un masăr, îl puneți pe masă și îl încingeți așa vreo două ore. Și dacă asta nu vă pune sângele în mișcare, să spuneți mie, struț. Da, eu încercam întotdeauna invers. Făcea și noastră greșeală universală, Timur. Da, sigur, am să aplic leacurile dumneavoastră alternative. Dar să revenim la domnul Mașa. Nu este disponibil. Da, unde e? E într-o ședință de probă. Ce ședință de probă? Cu regina Groenlandei. Ce, Groenlanda are regină? Are și rege, cum? E monarhie. Trebuie să fie tare croitorașul ăsta dacă îmbracă regine. Și vreți să vă spun ceva, că înainte să le îmbracă, le și dezbracă, nu? Mi-a plăcut asta. Un comic în viață, ce să mai e? Dumnezeu, să știți că de mare croitor este un foarte mare croitor. Dom'le, nu că vreau să-l laud sau ceva, nici măcar nu sunt prieten, dar de mare croitor este un foarte... Dom'le, o să vă spun ceva care o să vă șocă. O să vă spun ceva care o să vă șocă. O să vă uimească, dom'le. Dom'le, dumneata, știi pe papa de la Roma? Bine, nu personal, adică trebuie să vă deschis un ziar, uite papa, adică un contact cu mass media, tot ați avut cu el. E, știți, nu fusta. Rochea aia lungă, care o poartă papa. El i-a creat. Încredere. Cu tot cu Clop. Da, rochea îmi place. Clopul, chipiul, cum îi spuneți dumneavoastră, nu prea. De ce? Mă enervează ciucurelul. Care-i ciucurel? E care? Ăla care atârnă, domnule. Care-i ciucurel care atârnă? Alea, domnule, care atârnă pe partea dreaptă și face așa, ca la cai. Du-te, domnule, că n-are niciun ciucurel, domnule! Pă,
Păi ce faci, domnule, mă contrazici? Păi acum îl văd în fața ochilor cu ciucurelul ăla, care atâta, uite așa, stânga dreapta, stânga dreapta. Are domnul ciucurel! Nu papa, domnule! Nu papa! Chimio! Dă-i, domnule, la cum faci ciucurel, niște probleme în cap, domnule, de la nerdul, am înțeles, gata! Papa are ciucurel care face tanga ca la cai, are și copii, are și coamere, ce vrei, dacă lasă, mă, domnule, îmi pace, domnule! Ne enervăm de la un ciucurel, domnule! Tu de ce, bă? Dacă doriți să-l vedeți pe domnul așa, reveniți în altă zi! Nu pot! De ce? Pentru că i-am adus o clientă. Ce clientă e? O prietenă. Ce prietenă? O prietenă de-a mea, domnule! Ce prietenă de-a ta? O prietenă de-a mea care am spus că vrea să vină la croitorul soției mele și am venit să văd că să nu se întâlnească cu soția mea. Din soția noastră era aia cu... Cu ce? Cu părul la tapat, așa frumos era. Da. Păi și-o lăsat să vină singură aici? Cum adică singură, domnule? Păi n-am însoțit-o eu. Așa, dacă ai însoțit-o, dumneata e rezolvată problema, e bine, stă bine. Da, dumneavoastră, cum considerați cât ar mai putea dura ședința aceea de plumbă? Domnule, știi cum e? Când ești cu o regină, ești cu o regină, nu? Știi când intri, nu știi când ieși. Și asta mi-a plăcut! Ce te-ai luat? De cam două ore libere! Dai! Asta-i musăcioara! Domnule! Iertați-mă, trebuie să o... Trebuie să mă duc să-i dau un apartament, domnule! Nu mai am timp acum, făceți-vă singur masaj, făceți la canapea, nu știu, vă descurcați singur, domnule! Lasă-mă să plec! Nu știu de ce s-o reținut aici, pentru că eu am treabă! Eu n-am timp să stau! Bună ziua, domnule! N-am timp Alteță! Să stau! Alteță! Mă înclin în fața majestății voastre! Oba, colonel în retragere, Oba. Oba? Oba. Soțul doamnei Oba? Da. Pe care am cunoscut adineori? Da. E o femeie încântătoare, domnule. Mulțumesc, majestate. Dar cum mai stați cu eczema, domnule? Ce eczema, majestate? Eu nu am nicio eczema. Nu? Păi atunci o retrag. O retrag? Mă retrag și eu? Mai bine mă retrag? Fiara n-ai fi de eczemă să fie așa. Regina! Sfinte Napoleon, în ce lume trăim? Ce faci, domnule? Tot aici ești. Tot aici ești. Soția mea. Soția dumitale a plecat de mult. A zis că te așteaptă la Louvre. Te rog, eu du-te la Louvre. Foarte bine, nu se poate pentru că am adus o prietenă care trebuie să vină aici. Aici? Da. Tot aici? Și nu vreau să se întâlnească cu soția mea. Ce faci? Faci intri? E una mică. Da? Și ce? Dacă află soția dumitale, ți-o plătește cu aceeași soția monedă? Soția mea? Da. Nu cunoști, domnule. Soția mea, eu... O silfidă înmuiată în moralitate. O ușă de biserică catolică, unde pui, acolo îmi stă. Cred. Și pe urmă toată viața mea am făcut astfel de intrigi. Dumneata? Da, ce... Te surprind, domnule. Da? Am cunoscut odată un idiot care își însoțea soția peste tot. O ducea cu mașina.
El o aștepta jos și a urcat ba la doctor, ba la cruitor. Iar acolo, sus... Eu eram și doctorul și cruitorul. Dar ce zici? Nu ești prost deloc. Mie îmi spui dacă aș surprinde într-un flagrant. Ce, faci duel cu ăla și... Duel? Păi ce faci? Păi în ce lume trăim noi, domnule? L-aș împușca de fiecare dată când l-aș vedea. Pac-pac! Sincer, toată chestia asta cu pac-pac așa îmi dă fiori foarte... foarte. Dar nu pentru asta am venit, domnule. Dar pentru ce mai venit? Pentru ce știi la ta să faci mai bine. Rocky. Nu prea mai fac Rocky, sincer. Ha, înțeleg. Nu mai lucrez pentru oricine de când faci Rocky pentru capete încoronate. Uite, ăsta e alt lucru despre care putem să vorbim. Eu nu fac Rocky pentru capete. Stai! Domnule, întrebare simplă. Da. Dumneata ești sau nu ești croitor? A, nu, croitor sunt. Nu despre asta vreau să... Cucu, tot eu sunt. Ah, ajung să te iubesc, grăsul. Și eu? Dragă domnule asociatule, haideți să vă zic de ce am venit. Hai, trebuie să plec în 10 minute. Da. Și n-am ce să pun pe mine. Ia, uitați-vă puțin la jachetuța mea. Putem să-i facem ceva? E ceva în regulă cu ea? Poate fi cu jumătate număr mai strâmtă. Bingo! Bravo, faceți-i ceva. E că ce să-i fac? A, dar nu știu că-i treaba dumneavoastră. Coaseți, tăiați. Stai, da. Trebuie să o dăm jos. Desigur. Dar nu de tot, doar vesta. Da, dar trebuie să mă ajutați dumneavoastră, care a rămas o secuție pe mine. Ai păr pe spate, să știi, da. La, îmi trebuie, te rog. Haideți să ne sincronizăm. Hai să ne sincronizăm. Bun. Hai. Deci, om, nu ia mâna de pe mine. Scuze. O scot singur. O scot singur. Și cealaltă. Mulțumesc. Deci, tai și cos. Și tai și cos. Am tăiat, dar n-am mai cusut, că n-am apucat la... Băi, ce laristule! Stai! Fii atent! Stai! În 5 minute vine taxiul, te aștept mai sus și să o faci pe măsura mea, ai înțeles? Da. Și tu ce rânjești, mă? Ah, bărbații! Repară-mă! Adevărul este... că și dumneavoastră vi s-ar potrivi ce mi-a sugerat doctorul Mulinoa dinaori. Adică să faceți masaj masărului. Cine v-a sugerat? Doctorul Mulinoa, pe care l-am întâlnit adineori. Toți sunteți nebuni pe... Ofer! Cum îți permiți, domnule, să mă faci nebun? Pentru că m-am întâlnit cu un doctor? Vreau să spun că m-am întâlnit din întâmplare. Rosa! Domnule croitor, îmi cer scuze pentru ieșirea de adinaori. Am potențialul de vulnerabilitate ridicat și știți... dați-mi voie să vă prezint pe cea mai înaltă reprezentantă a lumii hispanice de aici, de la noi din Paris. Rosa de Saint-Denis. Da. Dragostea mea, dă-mi voie să ți-l prezint pe domnul croitor. Așa. Mi amor, papiciulul e încordat. Papiciulul vrea să facă caca. Du-te plimbă, papiciulul. Rosa, e un militor, Rosa. Cum?
Cum, mi amor? Stimate domnule, la această oră îmi face o mare și deosebire, deosebită plăcere să mă duc să plimb animalul. Așa că sunt eu să vă rog. Mi amor, animalul are nume. Animalul e Papiciulo. Dă-i pusii lui Papiciulo ca să te ierte. Dă-i pusii, dă-i pusii, dă-i pusii. Domnule, da. În acest moment al zilei îmi face o mare și deosebită plăcere să mă duc să prind animalul Papițulo. Hai, Papițulo! Hai, tata! Rosa! Rosa, câți ani au trecut? Evonita! Câți ani au trecut? Cât l-a văzut? Cum ai ajuns aici? Chica! Rosa! A, dar pe tine unde te-am cunoscut? Am Rosa! Ia mai zi o dată, hai mă, Roza. Ia închis ochii, ia. Hai mă, Roza. Studentul la medicină. Cartierul latin. Mi-ai dat control la corazon. Ți-am dat control la corazon. Mi-ai dat control la două corazone. Eram tânăr. Dar te-ai făcut croitor? Da, știi cum e, că dacă faci medicină și te faci medic, e banal. Faci medicină și te faci croitor și te ajungi. Mechier, smechier. Nu mai țipa așa. Chica, Evonita. Și nu mai spune așa, că nu mai mă cheamă așa. Mașan mă cheamă acum. Cum? Mașan mă cheamă acum. Mașan mă cheamă acum? Nu, doar Mașan. A, doar Mașan? Da, da. Ce idiot! Da. Da, dacă tu nu mai ești Chica Evonita, nici eu nu mai sunt Rosa Pinochet. Sunt Madame Sainte-Nigreuse, ole! Pe bune? M-am regulat. Ca poziția socială. A! Trebuia să mă regulez, nu? Corect. Si. Așa. Si, așa, două luni de miele. Adică? Prima. Da. M-am maritat cu un poponar, cu un prostovan. Și după m-a luat militar. Și pe ăsta unde l-ai găsit? Pe poponar? Pe prostovan. Amsterdam. Și pe militar? Tilerii. El m-a găsit pe mine. Poponar s-a dus să cumpere țigarii și m-a luat militar. Noi... Ce te aude? Ce? Ce se aude? Mi-am luat un struț pentru pe... Da, mi-am luat pentru pele, mi l-a luat. Nu, crede-mă că este foarte antisocial. Am plăcut antisocial. Nu, e foarte rece ciocul lung. Nu, te rog, eu nu mai țipa. Nu, lasă-mă să mă duc să-i spun. Lasă-mă să mă duc să-i spun ceva. Nu, struțul! Lasă-mă să-i spun ceva. Struții! Asta-i bună! Are ciocul lung. Păi tu-ți bați joc de mine! Nu, crede-mă că este o neînțelegere la mijloc, aici. Dar cine este? Este o caseriță și are o boală gravă de nervi să-l bage în sac. Ai, e nebună? Nu ești aici cu altă amantă! Nu sunt aici cu nimic! Nu sunt amantă, crede-mă! Care amantă? Da. Giosona, una femeie serioasă care a venit aici să cumpere o rochie. Da. O rochie pe mie îmi povestești de o rochie! Nu, ascultați-mă că neînțelegeri... Tu vorbești, ai tupeu să vorbești! Ai tupeu, ai tupeu! Este o... Dacă este amanta la caseriță, ai grijă să nu produce prăterii la client. Nu sunt amantul, nu sunt amantul unei caserițe, crede-mă. Ce dracului vorbim? Nu știu! Lăsați-mă, dracu, în pace! Signora! Signora! Signora, ce sunt una femeie serioasă, care a venit aici la croitorul ei? A, la croitor? Si! Da. Am înțeles. Păi, ce cu... Scoți, cu... Ești! Nu, signora, doi! Signora, e cu ciocul bun, e. Signora, drept urmare că eu sunt una femeie tiftită, e că am venit aici cu soțul meu. A, da, tare mi-ar plăcea să-l văd și eu pe soțul dumitale. O să-l vedeți? Când? Ia fala! Unde? Plimbă câinele! Ei, băi, și obraznic acum! Nu tu plimbă câinele, soțul plimbă câinele! Soțul cui? Pe soțul meu! A, mi-amor, mi-amor, bine că ai venit, e aici una dementa care nu crede că e soțul meu. Ei, ia să-l văd și eu pe soțul. Păi ăsta-i soțul meu! Cum? E soția ta? Da! 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 Chico! Chico! Nu! Chico-i bonito, bonito! Nu, te rog, nu! Taci! Taci cu Chico, taci! Asta-i amanta ta? Nu! Nu! La tribunal! Iartă-mă! Pe cu tine n-am nimic! La tribunal ne vedem! La tribunal! Papiciulo! Ce? Ia-te animalul! Și să consumă la mănânt! Nu
condimit? Ah! Iubire? Pentru că l-ai stresat! Dă-i puțin, lupa! Nu, lasă-mă, te rog! Te rog, frumos! Te rog, lasă-mă! Lasă-mă! Auzi, mama mea! Ce faci? Bine, tu ce faci? Te spun la mama! Nu, nu, nu! Te rog, Ivor! Lasă-mă, că-i soția mea! Te rog, vezi că... Auzi, vezi că plânge aia la... Ivor! Nu mai plângeți, doamnă, viața e greu. Cine era? Nimeni! Etienne, cine era la ușă? Nimeni! Nu era nimeni! Etienne, te-am auzit vorbind cu urechile mele. Cine era la ușă? Adică ce? Eu vorbesc cu urechile dumitale? Sau ce vrei să spui? Că nu-mi permit. Cine era la ușă? Nimeni, am zis? Da! Nu că când zic nimeni, exagerez. Pentru că, într-adevăr, a venit cineva. A venit și a întrebat de dumneavoastră. Și a întrebat dacă sunteți acasă, care are nevoie de o operație și i-am zis, da, e acasă. Și când au zis că sunteți acasă, a zis că nu mai are nevoie și a plecat. Și atunci eu i-am zis, du-te, tată, sănătos și să... Bravo. Da. Bravo, Etienne, așa să faci tot timpul. Când îți spun să zici că nu sunt acasă, tu să zici că sunt. Păi ce fac eu altfel? Păi da, nu faci tu altfel. Da. Dar am tendința că domnul este supărat. Adică domnul a fost noaptea trecută la bal și n-a avut noroc. Dom'le, dacă facem o treabă, hai, domnule, să o facem ca la carte, zic. Adică domnul trebuia să vină la mine și să-mi spună, Etienne, mă duc la bal. Du-te, tată. Eu atunci m-aș fi culcat în patul dumitale și așa nu mai era niciun fel de problemă. Te-ai fi culcat în patul meu? Da. Păi ce mi-e scârbă să dorm în patul dumitale? Nu era nicio problemă. Bine, schimbam cerșeful a doua zi, dar... Oh, Doamne. Da. Unde-o fi soția mea, Etienne? De ce mi-ați adus aminte? Unde e soția noastră? Mi-ați adus aminte și știți că eu sunt sensibil. Și sunt sensibil până la oribil. Fără poezie, viața e pustiu. Soția noastră era o poezie, vă rog să o aduceți înapoi. Tu crezi că eu nu vreau să o aduc înapoi, Etienne? Crezi? Vreau să o aduceți. Etienne? Alo, cutremur! Etienne? Cutremur, suprag toată lumea! Etienne? Da. Ascultă-mă. Da. Ascultă-mă. Da. Fii atent. Da. Te duci și vezi cine e. Da. Nu sunt acasă decât pentru soția mea. Decât atât? Decât pentru soția mea, da, sau pentru papa de la Roma. Ai, da, înțeles? Da. Nu sunt acasă pentru nimeni altcineva. Da. Voi înțeles? Da, am înțeles. Da? Unde e? Nu e. Mie portarul mi-a spus că e. Păi și mie domnul înșiși mi-a spus că nu e. Deci cine are dreptate?
du-te și spune că-l caut eu. Domnule, înțelege că domnul astăzi nu este acasă pentru nimeni, decât pentru papă. Sunteți papa, nu? Că nu aveți ciucurel, deci nu e acasă. Du-te și spune că-l caut eu din pricina nevastră. Păi el nu vrea să vadă pe nimeni din pricina nevastră, na! Ce ne facem noi acum? Mama. De ce? Știi, domne, în orfaneșe, dar nu ți-e milă. De ce? Păi să-mi revin și să-ți spun eu de ce imediat. Deci de ce nu este întrebări la care să răspund... să-ți răspund dumii tale, pentru că eu știu că dumneata o să vii acum și să-mi spui să întrebi, măi, tine, e adevărat că domnul umblă pe la bal? E adevărat că domnul nu vine noaptea acasă? E adevărat că doamna n-a venit azi noaptea acasă? Dar nu, că eu să spun nu, nu și nu. Și nu știu ce vrei să spui, neta, cu toate întrebările. Doamna n-a venit azi noaptea acasă? Nu, dar de unde știi? Păi nu m-ai spus dumneata din aur. Cum să spun eu, domnule, la mine nu suflu. Ce vine, domnule, cu prostire? Exact ca soția mea. Aoleu, nici nevastă dumitale n-a venit acasă. Nu, dar de unde știi? M-ai spus dumneata din aur. Pe onoarea mea, dacă nu-i contagioasă treaba asta. E ora la care trebuie să vină la doctor. O aștept. Nu le înțelegi odată pentru totdeauna că mi-e din minți. Domnul astăzi nu e acasă pentru nimeni până ce domnul nu găsește pe soția noastră. N-a că m-ai enervat și sună și sonerii acum. Domnule, îmi pare rău, acum chiar trebuie să plecați pentru că a venit și doamnele. Care doamnele? Doamna Mulinex cu mama ei. Etienne. Da. Bună ziua, domnule. Du-te imediat și spune-i că am venit noi. Da. Da. Majestate! Ăstuia i s-a urcat eczema la cap. Nu sunteți regina Groenlandei! Nu sunt, domnule, nicio regină! Napoleon! Sfinte Napoleon! În ce lume trăim noi? În ce lume trăim noi? Stai cu minte, te rog frumos, sunt cu tine. Ivon, da? În sfârșit, te rog, stop, ia stai! Stop, stop, dragul meu! Ce stop? Nu este ceea ce crezi tu! Lasă-mă! Dragul meu, ginere! Pentru că încă ești generele meu, ți-am adus înapoi soția. Foarte bine, mulțumesc. Păi da, foarte bine, dar nu e cum crezi tu, pentru că nu o să mai fie nimic între tine și soția ta. Ce vorbești? Așa vorbesc. Veți locui, întâi am vrut să plecăm, dar n-am vrut să ne facem de râs, așa încât veți locui totuși împreună. E foarte bine asta. E foarte bine, dar voi locui și eu cu ea. Ca să fiu consilierul și apărătorul ei. Ne vom face menajul complet separat. Într-o parte bărbații, într-o parte femeile, la mijloc mixt. Și uite așa. O să vă apăr eu căsnicia. Bravo, foarte bine, mulțumesc din suflet. Cu multă plăcere. Omule, e o nebunie. Dumneata chiar nu-ți dai seama ce faci. Și de fapt la urmă ce de fapt nu tu. Tu, Ivon, tu ce-mi reproșezi. Eu? Da, taci. Tu. Ia las-o în pace, ia nu tăcea, mă. Ce obrăznicie. Chiar așa, ce obrăznicie. Cum adică, domnule, îndrăznești să mă întrebi pe mine ce-ți reproșez? Te rog frumos. Te rog frumos. Te rog pe tine să stai la o parte din chestia asta. Te rog foarte mult să fii politicos cu mama mea. Spune-i de atelier. Atelierul. Da, adică te surprind într-un atelier de croitorie cu o femeie pe care o strângeai foarte tare la piept. Îmi pare foarte rău, dar nu era a mea. Cine? Femeia. Și de-aia o strângeai tu așa tare? Dacă te-ai fi uitat mai bine, ai fi văzut că n-o strângeam. Am uitat și am văzut că o strângeai și ei nu-i plăcea. Deloc. Deloc. E, uite, ai spus-o singură, nu-i plăcea deloc, poftim. E clar, nu vreau să aud nimic. E clar, alegi după croitorese pe care ni le prezinți ca paciente nouă. 10. Bravo, mama. Mersi, mama, mai văd ce i-am zis-o. Măi, da. Femeia aia cu care m-ai văzut pe mine, nu e amanta mea, e amanta domnului Oban. Iar cealaltă... A cui? A domnului Oban! E bigam? Nu bigam! Oban! Nu înțelegi? Nu te mai zăpăci! Păi da, te-ai zăpăci pentru că stămăta lângă tine! Te rog frumos, ascultă! Te rog frumos! Vreau să vorbesc doar... Îmi permit pentru că sunt la mine în casă! Și vreau să vorbesc cu ea! Vreau să vorbesc, să rămân singur! Până ce să scoate-o de la mine din casă acum! Scoate-o, pe cuvântul meu, dacă nu fac o nefăcută! Scoate-o din casă! Acum! Gata! Plec! Dar să nu dați vina pe mine. Să fii sigură.
mea. Nu, n-am ce să spun. Nu am, n-am cuvinte să spun. Corect, m-ai surprins într-un atelier de croitorie cu o femeie. Corect. Am o singur lucru de spus. Eu acolo munceam. Da? Eu acolo făceam o roche homeopată. Da? Dar pur și simplu, n-am cuvinte, așa e. Pur și simplu m-ai surprins în timpul unui experiment nefericit pe care oricum îl voi abandona. Gata, s-a terminat. Gata? Ați terminat? Du-te dincolo. Du-te că te chemăm noi când se termină. Te-aș crede. Crede-mă, mama, te rog frumos. Nu-l crede. Te rog, ieși! Dacă te-aș nu mint, crede, ascultă-mă, dar nu mint. Minte! Ieși un pic, te rog. Auzi ce zice mama că mint? Nu, lasă-mă, dracu, cu măta-mi faci odată, te rog. Știi ceva, te rog să-mi juri? Ca să o convingem pe mama. Îți juri absolut ce vrei tu. Să-mi juri că-mi spui adevărul și numai adevărul. Îți jur că spun adevărul și numai adevărul. Deci nu o cunoști tu pe femeia cu care... Habar n-am cine e. Eu dacă te mai prind cu alte femei, eu... Dar n-ai să mă prinzi. Nu? Nu. Da, bine. Mă ierți? Da, bine. Mă ierți? Hai și mă ierți un pic. Nu, eu chiar acum că e mama acum. Las că nu mai intră, crede-mă. Dacă pleacă mama, știi că o să te ierte, 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 tot te ierte. Da, iartă-mă un pic acum, mă ierți. Hai un pic. Hai că nu vine. Te rog, crede-mă că nu vine. Nu vine absolut deloc. Da, nu vine. Te rog, nu, te rog, deschide. Te rog, crede-mă. Nu, nu vine. Doamne Dumnezeule, croitorul și soția doctorului. Vă rog să mă iertați și în același timp... Felicitări! Felicitări! Pentru ce? Pentru doamna doctor! Da. Iertați-mă, da. Pare simplă. Da. Ce i-ați mai făcut soției mele? Rochi, la Rochi. A, la Rochi, la Rochi. Este... E rochia homeopată, e rochia aia pe care spunea. Ascultă-mă, doar nu o să intri la idei, iar tâmpit-o. Tâmpite. Te rog cum te-am rugat cum ți-am explicat la început că e rochia homeopată, cu care absolut nu mai am absolut deloc. Domnule Mașa! Domnule Mașa! Te rog cum mă... Domnule Mașa! 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 Cred că te strigă mama ta. Ba nu. Va da, ia auzi, Ivon, Ivon. A, mă strigă mama. Te strigă ea. Mama! Ia-ți, mă strigă și mama. Domnule! Păi chiar așa în fața dumitale și vrea ta să nu spui nimic. Ba, spun! Că acum poți să spun! Despre ce? Păi, a, despre ăștia doi? Ai văzut ce drăguț iau, că chiar am deranjat. Drăguț! Domnule, am făcut și eu multe la viața mea, dar chiar așa, domnule, în fața dumitale să nu-ți supraveghezi soția. Nu supraveghezi soția, domnule, era soția mea fugise. Cu croitor. Nu cu militar. Și de pe ei ne-a regăsit. Atât de fericit am fost, am leșinat de bucurie. Bucuros și leșinat. Aie. Scuzați-o. Domnule, da. Vreau să vă rog ceva între patru ochi. Absolut, da. Da, ia, ia. Și... No, iertați-mă, ziceam de patru. Și aș dori să nu mă refuzați, cu alte cuvinte, să nu spuneți nu. N-am cum să spun nu, că eu nu-s femeie, zic. Vă felicit. În copilărie voiam să fac șarpele. Zi. Să continuăm. Da.
aș dori să spuneți că amanta mea e amanta dumneavoastră. Nu, 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 nu. Nu mă mai bag în chestii cu femeie măritate. Nu, nu, ce o să zică doamna doctor? Adică, ce o să zică doamna nu, doctor? Nu mă mai bag în chestii cu femeie măritate. Nu ți-am spus, vorbește cu altcineva, te rog. Cu cine, cu altcineva? Cu el. Cu el, da? Păi și ce o să spune doamna doctor? Ce treabă are doamna doctor cu... Doamne Dumnezeule! Alo, 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 alo! Crede-mă pe mine că o să funcționeze. Domnule? Da? Aș dori să vă rog ceva. E sfârșit de lună, n-am bani. Nu e vorba despre bani. Atunci da, ia. Vorbesc despre o situație. Soția m-a surprins cu amanta. Ce stupid. Într-adevăr, stupid. Și aș dori să spui că amanta mea e amanta dumitale. Vezi, o idee cretină, domnule. S-ar putea. Dar o să mă ajut. Da, de ce? Ajută-l. Ăsta e plin de bani, îți vinzi toate apartamentele la el. Ăsta? Da. Păi e bun? Păi o fi, dar ce treabă are? Bine, accept! Dar nu mă costă nimic. Absolut nimic. Ei, ia spuneți-mi, e frumoasă? Frumoasă? Frumoasă. E cea mai înaltă reprezentantă a lumii hispanice de aici de la din Paris. E o bunăciune, e o poznașă, e o cuvă. Da! Da una exemplară. E bună treaba. Uite aici fotografia ei, în măsura în care vine să-i o arăți. Da, înțeles cum facem cu... Da. A venit doamna Aubin. Îți vorbesc cu ce? Dumneata aici? La tribunal! Noi doi la tribunal! La tribunal! Dă-mi voie să-ți spun câteva cuvinte. Nici nu în ideea de a mă disculpa, ci de a neca absolut. E adevărat, m-ai surprins cu o femeie, dar acea femeie nu este amanta mea. E amanta Domnului. A, da? Da. Cheliosule, cu dumneata nu vorbesc, da? Nu. Ce? Dragoste, nu, 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 nu. Domnule, domnule, dați-mi voie să vă plec. Domnule, dați-mi voie să vă plec. Dumneata, nu vorbesc. Ce? Mamă, te rog foarte mult. Doamnă, doamnă, dați-mi voie să vă... Lasă-mă, doamnule, că numai dumneata l-ai dus pe soțul meu la femei, că-mi vine să te omor. Hai, mamă. Lasă-mă, mă, că l-aranjăm noi și păstăm. Stați puțin! Deci, a venit doamna Bazine. Ieși! Bazine! Bazine, ești prost? Cum o lăs pe asta, înfoiata asta? De-asta, poc, și tu nu spui nada! Ba spun, uite că... Croitoreasă. Care? Da. Doamna! Nu, dragă doamna, doamna, uite! Nu, doamna, doamna, foarte mult! Nu mă contrazic, că știu foarte bine! Eu știu! Stați puțin! Ho! Să ne deslușim! Da, să ne deslușim! De ce m-am cus pe nedrept? De ce m-am cus pe nedrept? De ce m-am cus pe nedrept? Gata, gata, gata. Deci,
doamna... Mă acuză, părinte! De ce mă acuză, părinte? De ce mă acuză, părinte? Gata, gata. Pifi, afară, mama! Deci, doamna e soția mea. Și doamna este soția mea. Și doamna e soția mea. Soția ta? Ți-am spus că n-am nicio legătură. Păi de ce n-ai? Păi dar nu ți-am spus. De ce mă lovești, domnule? Nu doare să la fac 5 în școală acolo, domnule. De ce mă lovești? Dă fotografie. Roagă-mă frumos. Te rog frumos. Dă fotografie înapoi. Gat! E vină, Goci. Asta nu seamănă cu soția mea? Asta? Da. Păi, dumneata, nu vezi ce înaltă e? E fotografie portret, domnule! Așa și, dumneata, după portret, nu-ți dai seama de înălțime? Păi că ești nebun și ești ochelarist. Asta seamănă cu soția mea? Asta? Da. Păi nu vezi ce înaltă e? E fotografie portret, domnule! Și ce, după portret nu-ți dai seama de înălțime? Cu dumneata... Doamne, hai să ne împăcăm, doamne! Sunt supărată pe dumneata! Veniți, doamne, să ne împăcăm! Asta seamănă cu soția mea? Da, da, chiar. Girafa asta, că ești tâmpită, tuta! Luați-vă, doamne, fotografia! Domnule doctor, scumpule domn doctor, acesta este momentul. Acesta este momentul prietenii să vă spun că nu sunt doctor. Ăsta e doctor. Ți-a plăcut cu militarul? Ți-a plăcut, ai? Nu-mi place. Doctor? Da. Ce? Doctor? Doctor Mulino. Eu sunt. Stimate domnule doctor. Mulino! Puteți să-mi spuneți acum de față cu această audiență ce îi făceați soției mele? Oh, stai, țăr. Stai! Nu-mi spune. Știu. O poloneză. Exact, cutiul. Că și dumneata acum zice, și dumneata știi despre ce e. O poloneză. Era și doctorul și coridorul jos. Ce luați?